Ion Coman asociază declinul arbitrajului românesc cu schimbările repetate de la nivelul conducerii CCA. Fiecare președinte a încercat să facă lucruri bune, dar până să-și finalizeze proiectele au fost înlocuiți, declară șeful Comisiei Județene de Resort. În tot acest timp, niciun arbitru dâmbovițean nu a reușit să promoveze în elita națională. La divizia au început deja scandalurile legate de arbitraj, implicați arbitrii de top, teoretic, dacă care fac greșeli flagrante. Dar e foarte greu la interpretarea infracțiunilor, adică abaterilor în suprafața de pedeapsă. De cele mai multe ori, arbitrii de top greșesc și eu nu prea înțeleg ce se întâmplă. Ori le e frică, eu nu cred că sunt rău intenționat, eu nu merg pe varianta asta, sau că le-a cerut cineva sau le-a dat ceva să facă, greșesc de frică. Presiunile sunt mari, foarte mari, după părerea mea. Cei care judecă acum din foști arbitri, cum e domnul Porumboiu, domnul Crăciunescu, ei nu trebuie să uite că pe vremea lor nu erau atâtea mijloace de informare în masă și atâtea camere de luat vederi în care să ne urmărească. Atunci mergea ce zice observatorul, ce zice delegatul, și delegații erau mai puțin implicați în fenomen, adică să-și dea cu părerea, pentru că nu aveau voie. Spuneți-mi dacă vi se par normale și benefice până la urmă toate aceste modificări care au avut loc în ultimul an, cel puțin la nivelul conducerii Comisiei Centrale a Arbitrilor. Vorbesc de președinți care tot au fost schimbați, au fost înlocuiți, au fost aduși alții. Să schimb prea des conducerea unei instituții, să zicem așa, la arbitri, la federație, nu prea este benefică.